Botoșan. De profesie sunt economist, însă am studiat în ultima perioadă nutriția și studiez tot mai mult tot ceea ce are legătură cu sănătatea noastră. Sunt pasionată de acest lucru pentru că mi-am dat seama că asta e calea pe care trebuie să mergem dacă vrem să ne păstrăm sănătatea pe termen lung. Sunt în colaborare cu compania NuSkin de 11 ani de zile, pentru că aici am găsit multe soluții pentru sănătatea mea și a familiei mele și am ales să dau mai departe ceea ce eu am primit la rândul meu. Iar astăzi am dorit să vă prezentăm și vouă una dintre tehnologiile pe care le avem și cu care avem rezultate extraordinare pe tot ceea ce ține de stare de bine, echilibrul organismului, diferite, eu știu, nevoi ale pielii și ale corpului, atenuarea durerilor și mai departe, dar am să vă explic și o să le luăm pe rând, da? Wellspa se numește această tehnologie, s-a lansat în urmă cu 3 luni de zile, face parte din brandul AgeLock, care de 5-6 ani de zile, din 2017 începând, este brandul numărul 1 mondial în tehnologii spa pentru acasă. Deci, practic, sunt aparate pe care le putem acționa, le putem folosi acasă, pe parte de sănătate a corpului și pe parte de frumusețe de îmbunătățire. Da? Bun. Acum, legat de acest aparat, ce vreau să știți este că el folosește microcurenți și este un aparat care își personalizează curenții în funcție de fiecare organism în parte și în funcție de fiecare centimetru al pielii noastre, da? Deci este un curent adaptabil. Asta înseamnă că nu este nici prea tare, nici prea slab. El, practic, se adaptează și se ajustează la intensitatea lui maximă, dar suportabilă de fiecare corp în parte. Adică așa că să fie confortabil pentru fiecare corp în parte, să nu fie prea tare curentul. În același timp, colectează anumite date din organismul nostru, dar tot ceea ce ține de nivel de hidratare, temperatură, indice de masă corporală, piele, umiditate, masă musculară și cu ajutorul acestor date pe care ea le colectează, poate să își ajusteze tratamentele în funcție de fiecare corp în parte. Bun, acum, ce face el? În primul rând, ca să ne interesează, acționează asupra limfei, asupra sistemului circulației sângelui, a țesutului conjunctiv și a musculelor. Acum, legat de limfă, probabil că unii dintre dumneavoastră știți, poate că o parte dintre dumneavoastră nu știți, limfa este extrem de importantă și dacă sângele are ca și pompă care se pune în mișcare inima, limfa nu are această pompă. Ea se mișcă doar dacă noi ne mișcăm, da? Doar prin contracția musculară. Și cum foarte multă lume în ziua de astăzi este sedentară sau unii pur și simplu sunt obligați să stea la pasă, nu se pot deplasa, un astfel de aparat îi ajută enorm de mult pentru că le pune această limfă în mișcare și odată cu mișcarea limfei, automat se produce și detoxifierea corpului, crește și imunitatea și se întâmplă niște lucruri acolo. De aceea este foarte important să facem mișcare și să găsim soluții cât mai eficiente, ușor de folosit și disponibile pe care să le putem folosi ca să punem această limfă în mișcare. Bun, acum, cauzele blocajului limfatic, da, sedentarismul, stresul, deshidratarea, dezechilibrele hormonale, îmbătrânirea, unii pur și simplu au îndepărtați nodulii limfatici și în cazul acesta chiar nu prea mai au ce să facă decât exerciții și nici acelea nu sunt suficient de eficiente, în special pentru acele persoane, acest aparat este managerească. Și simptomele sunt cele pe care le vedeți aici, da? Deci dacă ne simțim lipsiți de energie sau avem migrene, palpitații, probleme digestive, insulin, una dintre cauze poate să fie și acest blocaj limfatic. Și atunci, ce face acest aparat? Practic, el, în primul rând, are aceste noduri pe care le vedeți aici, foarte bine gândite, așa încât noi, în momentul în care îl aplicăm pe corpul nostru, el să se emuleze perfect pe piele. Nouă ni se pare că pielea noastră este netedă, dar să știți că nu e chiar așa. Și atunci el se adaptează foarte bine pe fiecare centimetru al pielii noastre. Asta ca să avem eficiența maximă. Sunt patentate, deci tot ceea ce vedeți ca și tehnologie, la NuSkin, are patenta de brevet. Acești microcurenți, din nou, cum am spus, se adaptează foarte bine pielii în timpul utilizării, așa încât să ne dea exact nivelul de curent de care corpul nostru are nevoie. Și ce îmi place foarte mult este faptul că se poate conecta la telefon, are o aplicație foarte deșteaptă, care ne arată efectiv cum să lucrăm cu el. Un masaj pe tot corpul, din cap până în picioare, are 10 minute.
și programul ne arată exact cum să lucrăm. Bun, acum, ce face? Odată, revitalizare. Aici ne referim la tot ce ține de piele, apoi reechilibrare, stare de bine a organismului în general și relaxare, aici tot ce ține de partea de mușchi. Și am să le iau pe rând, la piele, da? Pentru oricine dorește să aibă o piele sănătoasă, o piele netedă, o piele întinsă, fermă, acest aparat lucrează și pe partea de piele, celulită, vergeturi, piele lăsată, piele îmbătrânită, varice, da, absolut tot, hidratare, lifting, iar ca și, a, să știți să vă și arăt, cum se produsește, cum se dau mai doar? Dă ulei, nu, nu vreți, că merge pe motor, nu mai știi, să se dau și de aici. Să-i dau, să prindă piele, e cam interesant. Așa, da? Deci e foarte simplu. Aici sunt studii clinice. 12 săptămâni, rezultate după 12 săptămâni. Știu că pare incredibile, dar nu sunt, sunt reale. Foarte bine lucrează pe piele, inclusiv pe partea de întinerire a pielii. Vedeți aici, unde au dispărut pur și simplu acele fete de mătrâne, celulită. Aici, din nou, rezultatul din stânga este după o lună de tratament, nici măcar o lună de tratament, mai puțin de o lună. Varice, rezultate foarte bune, picioare umflate, mâini umflate. Da? După care avem această rutină de reechilibrare a organismului. Și aici, inclusiv, eliberează producția de endorfine, datorită acestui gel care conține ashwagandha, plus multe alte plante, benefice organismului nostru, elimină toxinele, ne dă un somn odihnitor. Eu, de exemplu, îl aplic seara și dimineața mă simt mult mai energică, sunt mai odihnită și am o stare de bine, efectiv. Mă simt foarte bine. Și aici am câteva mărturii pe care să le las să meargă, să le ascultați. Îi dai, te rog, mai tare? Vă povestesc atunci. Domnul din Canada este șofer de tir și are niște dureri foarte mari de coadă din cauza asta, pentru că este foarte mult în poziția în mașină. Și a aplicat acest tratament de 3 ori, 3 zile consecutiv, și după a treia zi, deja durerile s-au atenuat în proporție de 20%. Mai mult decât atât, a zis că se simte foarte bine și are foarte multă energie, adică nu mai este atât de obosit. Și pur și simplu i-a redat și mobilitatea și starea de bine și a luat durerea, pentru că până la urmă asta ne interesează cel mai mult. Adică avem o problemă, ok, dar măcar să nu o simt atât de tare că mă doare, pentru că mă doare, deja nu mai se face spa nimic, asta mi-a plăcut. Dar deci asta este rezultatul lui. Apoi aici am o doamnă care are rezultat la sutul ei, așa că m-a blocat după 2 sau 3 aplicări și o doamnă care pregătea, este bucătăreasa copiilor de la grădiniță, nu putea să taie plinia și de tare durea brațul și nu a aplicat către 2-3 ori tratamentul acesta și și-a revenit mobilitatea și nici nu mai. Dar aici este tatăl meu, pare că nu se aude. El era șchiop de picior, efectiv și-l tăra după el. Avea o durere în zona aceasta, nu se plăgea în picior durerea și nu putea să plânge. Bine, și o singură dată și-a aplicat tratamentul. Cine vrea să audă mărturia lui sau toate cele 3 ani pe telefon, vă rog să veniți la final, că chiar merită să le auziți. Sau la stan. Sau la stan, să vedeți că sunt rezultate reale. Acestea sunt oameni cu care eu sunt în directă legătură și chiar am mărturile lor, pentru că eu le-am urmat, da? Deci, asta pot să facă aparatul. Bun, acum, pe parte de relaxare sau de mușchi, aici puteți să-l folosim ca și pre-workout, adică înainte de efort și post-workout, după efort. Sau dacă cineva, să zic, își lucrează toată ziua în picioare, da? Dimineața îl aplicăm pe picioare, putem să lucrăm o zi întreagă în picioare, că nu vom avea probleme, nu ne vor vedea picioarele, iar seara, după ce s-a terminat ziua, îl aplicăm din nou și pur și simplu se regenerează întregul organism. Deci ia efectiv durerea. Iar pentru sportivi, este ce pentru cei care sunt sportivi de performanță, crește eficiența și nu mai au acele dureri musculare.
Cam asta ca și informație. Acum vreau să văd dacă mă dați acest simuleț ca să vedeți un pic cum acționează pe fiecare parte a corpului, după care am să las pe colegul meu să vă povestesc din experiența lui, pentru că îl folosește în masaj. Pe lângă masajul pe care îl face manual, folosește și acest aparat. Și deja avem rezultate. Dar de ce? Se poate conecta la telefon, se poate folosi împreună cu telefonul sau fără telefon. Folosim telefonul ca să învățăm cum să-l aplicăm, cum să-l folosim, după care putem să îl folosim doar așa, fără telefon. Dar, da, deci este un instrument extraordinar care ne ajută foarte mult pe starea de bine și pe tot ceea ce ține de întreținerea organismului. Iar pentru femei, ce să zic, na, toate vrem să mă mergem lită, toate vrem să avem cheia închisă. Asta e soluția. Cam asta. Iar pe partea de anti-aging facial, avem tehnologii la stand, care sunt să le încercați. Hidratare, lifting, curățare, atenuarea ridurilor, inclusiv probleme legate de ten, acnee, puperoză, un ten foarte sensibil, dar cam toate astea le putem trata în timp cu aceste tehnologii și mai mult decât atât putem să ne menținem tinerețea tenului nostru a la lung. Bun, mulțumesc că m-ați ascultat, acum am să-i dea cuvântul lui Levi și vă așteptăm la stand să testați pe toate. Da, vă așteptăm la stand. Bună ziua, numele meu este Cea Tolerantă. Eu n-am un PowerPoint, pentru că o să vorbesc din experiența mea. Eu sunt baniu fizioterapeut, masseur, prestez masaj, în special, de peste 20 de ani și m-am specializat pe recuperare medicală. Toate afecțiunile care se pot recupera, am trecut pe acolo, știu cum e, știu cât e de greu, știu ce înseamnă un om paralizat, știu ce înseamnă o fractură, știu ce înseamnă operație, știu ce înseamnă o protezare, da? Și foarte reticent fiind, pentru că eu lucrez doar cu mâinile goale, până nu am dat de aparatul acesta, practic n-am deschis urechile la nimic. De ce? Eu, lucrând în fizioterapie, am lucrat cu aparatele de fizioterapie, care știți foarte bine, lucrează cu miliamperi, e un fel de curentare, da? Care vă răscolește foarte, foarte tare la început, doriți să vă lăsați, după care începe să se liniștească. Practic, durerea aceea provocată de aparate nu fac decât să pornească, într-un fel sau altul, procesul de vindecare. Să nu uitați să beți și apă în timpul tratamentelor, ori de care faceți. Da, acum, ce se întâmplă? Aparatul acesta îl folosesc, în general, înainte de masaj. Eu prestez masajul terapeutic de recuperare medicală. E un masaj profund, provoc febră musculară, cel puțin două zile după aceea. Tocmai de aceea frecvența masajului este o dată la săptămână. Nu în fiecare zi. Acest aparat poate fi folosit de dumneavoastră acasă, în fiecare zi. Maximum 5 minute, atât are programul. Maxim 5 minute și maximum de 2 ori pe aceeași zonă. Atenție mare, nu se folosește pe craniu, nu se folosește în zona inimii, celor care au defibrilator, stenduș, absolut orice alt dispozitiv, în zona aceea nu se folosește. Lucrează cu microcurenți, intră în profunzime până la nivelul celulelor. Da? Și pornește practic procesul de vindecare. Vindecare ce înseamnă? În 3 zile zburăm. În niciun caz nu va fi asta. Da? Răbdare, odihnă și consum de apă, care este vital pentru corpul nostru. Noi trăim cu apă, nu cu șaorma, nu cu mici, nu cu ceafă. Și atunci, recomand aparatul acesta pentru că puteți să-l folosiți acasă. Știți foarte bine ce înseamnă să mergeți la fizioterapie, să stați la rând, să așteptați o programare cu casa de asigurări, da? Se știe foarte bine și ce înseamnă costuri. Se știe foarte bine că se lucrează la kilogram, da? Știu foarte bine ce zic pentru că am lucrat în domeniu, da? Foarte bine plasat. Am început să folosesc de vreo 2 luni, dacă nu mă înșel, aparatul. Vă spun sincer, am destui pacienți pe care folosesc aparatul, dar 2 au răspuns deja. Eu fac o dată pe săptămână masaj pentru... Mă duc la domiciliul clientului. Am o doamnă undeva la 60 de ani, cu cotul, are o problemă, dureri, care s-au ameliorat deja. Alt domn care joacă tenis tot în jurul vârstei de 60 de ani, puțin supraponderal, problemă cu gamba dreaptă. Da?
De asemenea, s-a ameliorat deja. Nu s-a vindecat, s-a ameliorat. Adică, ce făceam eu cu masajul înainte, acum, completând cu aparatul acesta, am plusat puțin, da? E un adjuvant, completează la terapia pe care o faceți dumneavoastră. Aș dori să testez pe dumneavoastră aparatul, cine dorește, cum dorește, aici văd că este și căldură, deci putem să ne desfășurăm, dacă doriți, să facem cumva, să simțiți și dumneavoastră despre ce e vorba. El își reglează singur curenții, nu trebuie să vă fie frică că vă pișcă sau vă gâdilă sau nu știu, să vă ardă. De exemplu, la fizioterapie, dacă, de exemplu, terapeutul cel care vă face fizioterapie are o zi proastă și nu vă reglează curenții, probabil că ați pățit nu odată, cei care ați fost deja, ați avut două, trei arsuri pe zona în care v-a tratat, pentru că a dat curentul prea tare. Fizioterapie lucră în general cu miliamperi. Asta ziceați microcurenți. Aproape că nu-i simțiți deloc, pentru că el își reglează curenții în funcție de tegument. Dacă aveți întrebări, vă rog frumos să mă întrebați. Probleme, afecțiuni, ce vreți dumneavoastră? Are contraindicații? Contraindicații, da. Are. V-am explicat adineaori ce înseamnă zonele unde să fie de evitat. Așa, și după aceea vorbim de boli precum ar fi cancerul. Da? Vorbim de boli degenerative ale sistemului nervos. Atenție mare! Aici medicul curant să recomande aparatul sau nu. Da? E foarte important să nu punem aparatul peste tot că, vezi, Doamne, face minuni. Fabricantul nu-și asumă absolut niciun fel de probleme pe care le provocați sau le agravați dumneavoastră. În cazul în care știți că avem procese degenerative sau, mă rog, boli, cele care sunt grave, da, vorbim aici de epilepsie, vorbim de tot felul, de leucemia. Medicul curant să recomandă. E foarte important să înțelegem, da? Pe de altă parte, în așa fel e gândit încât dumneavoastră doar apăsați un buton. Asta e tot. El își face treaba. Și aici, pe punctulețele acestea, vedeți câte minute. Cel mai mult, 5 minute. Nu mai mult. Da? Pe 4, pe 3, pe 2, pe 1 minut. Cât doriți dumneavoastră. Nu mai mult de 2 ori pe aceeași zonă. Într-o singură zi. Deci faceți 10 zile, faceți o pauză de săptămână, mai faceți 10 zile. Și eu, la masajul meu, când mă apuc de cineva, le spun așa. Oamenii, 30 de ani a stat la birou. Da? Poziția nici nu mai are rost să o povestim. Cum e la birou, cum e la volan, cum e la strung, cum e la tablă, cum, oriunde ați lucrat, nu contează. După 30 de ani să vii tu la mine, să-mi spui că din 3 ședințe vrei să zbori. Cum? Ce să fac? N-am cum. Și atunci ce fac? Te ajut. Ameliorăm. Facem cumva în așa fel încât să-ți dăm niște sfaturi, da? Să ai grijă un pic de tine, să-ți intre în reflex o poziție corectă, să începi, măcar acum, în ceasul aveți pe ceas, să bei apă. Da? E foarte simplu. Ameliorăm, nu facem asta, stagnăm evoluția. Da? No. Cine vrea să se testeze și dacă mai aveți întrebări, vă rog, haideți. Da, vă rog. Lipom. Da. La lipom, întotdeauna, are colega... Dacă... Dați ceva de gris mărul, vă rog. Ceva. Că
foarte sensibilă zona și super, super sensibilă, da? Adică dureroasă sau... S-ar putea să simțiți un gâdilaj. Dar nu e nimic altceva. Da. Pentru cei care stau la birouri, pentru cei care stau în șezut, vă recomand, dacă se poate, vă rog eu frumos, o dată pe oră, ridicați-vă, încercați să vă țineți picioarele întinse, pentru că așa se drenează mult mai bine. După aceea, vă mai dau un pont foarte interesant. Luați apa de pe masă, de lângă dumneavoastră, și puneți-o pe pervaz în geamului. Și mergeți în fiecare oră să beți un pahar de apă. E mult mai mult decât nimic. Da? Încercați să vă puneți întotdeauna display-ul la nivelul ochilor. Nu în stânga, nu în dreapta, nu sus, nu jos. Ori ridicați sau coborâți scaunul, ori dacă nu, luați un stativ, vorbiți cu cei care conduc departamentul să vă dea confortul necesar. Pentru că altfel ajungem la probleme foarte mari, scolioză, cifoscolioză, spondiloză și toate dor. Și când dor, dor. Dor tare. Pentru că spondiloza, de exemplu, poate să vă dea stări de vomă, amețeli, da? Vedere încețoșată, toate. Furnicături în degete, mâini umflate dimineața. E păcat. De asemenea, un masaj terapeutic Straven vă ajută o dată pe săptămână. Și completați cu el spa. Nu? Până la urmă. Eu, la domiciliu, cu nu am într-o cabinet, nu-i gata, din oară să fie. Încă e nouă. Deci sunt viața acum, mă, cum am făcut. Dar încă și gata, am durat. Nu-i de nici nu. Nu mai am de. Da, așa, la domiciliu. All over. Din Slimnic până în Gina. Diana? Da. Mă trebuie de rolul. Mă trebuie de rolul. Da, am cine mai dorește? Tu te pe domnul, da. Haideți un pic, vă rog, cine mai dorește? Ca să simțiți un pic despre ce e vorba. Vă mai dau și niște sfaturi. Haideți, dacă tu sunteți aici și în funcție de, în funcție de ce afecțiune aveți, vă dau și sfaturi. Gratis. Cine vine? Ușor. Hai, hai, ușor. Foarte bine. Nu mă duceam ca să vezi. Aveți plasture? A spus plasture acum? Vă doare? Vă doare gândul, așa e? Da. Dacă acum l-a spus, lăsați-l acolo. Trebuie să aibă 3-6 ore. Cine dorește? Mijloc? Da. Bun. Haideți. Sau hai să mergem la baie. Vreți să mergem la baie? Haideți.
Asta ce e? Discopatie? Nu știu. Nu știți? Da. Coboară în picior durerea. Nu, doar în mijlocul lor așa vă taie. Da. Așa. Ridicați. Ridicați. Greutăți. Stați în orice în șezut. Sau în picior. Vibrazată. Nu știu. Niciuna din ele. Deci sunteți activă, dar tot nu știu oare. Am înțeles. Pensionat, au început durerea. Nu. Corpul s-a liniștit și au început să apară. Da, au început. Creierul a început să perceapă durerea. De fapt, de asta ți-a avut și până acum probleme. Dar că nu dureau, pentru că era creierul ocupat cu altceva. Cine dorește, vă rog? Cine mai dorește? Haideți! Mai avem două credințe.
până la sfârșit. Mai avem un sfert de oră. Păi mai avem 10 minute. Unde? Tot acolo. Care nu ajungeți la masaj acum și la... Vă rugăm să veniți la stand. Suntem la stand chiar la ieșire, înainte de coborârea principală, în dreapta, ultima, înainte de ușă. Cu... Nu știu, acolo vă putem da toată tehnologia, putem explica tot. Mai suntem cu o colegă cu mine. Deci suntem trei. Putem acoperi... Ce e acolo? Ce era acolo, Diana? Ce e acolo? Da, s-a mai împrăștia cumva. Păi da, și prin masaj se împrăște și cu... Normal nu trebuie să simțiți nimic, doar dacă e hipersensibilă zona, un pic de chitină. Păi da? Nu simt pentru că și așa nu simt. Cumulează cu fiecare. Dar el trebuie să știe doar că el în profilul meu lucrează. El își face treaba. Haideți! Am o gândă. O gândă. La zi, la zi. Am o gândă.